Limba engleză este folosită foarte mult în jurul nostru și a devenit deja a doua limbă de circulație în România. Elevii care doresc să studieze limba engleză intensiv în cadrul școlii gimnaziale Vasile Cristoforeanu din Râmnicu Sărat mai au la dispoziție câteva zile pentru a se înscrie. Pentru clasa de engleză intensiv se pot înscrie elevi din toate unitățile de învățământ din municipiu, dar și copii care învață în școlile din comunele limitrofe. Scrierile se derulează deja, valabile până pe 19 luna aceasta, urmând ca pe 20 să afișăm listele cu copii și graficul acelor evaluări, testări, așa cât de cât, relativ la abilitățile lor legate de această limbă. Anul școlar viitor este cel de-al treilea an în care elevii au posibilitatea să studieze intensiv limba engleză. Profesorii susțin că rezultatele sunt vizibile în cazul celor care învață intensiv engleza, copiii reușind să asimileze cât mai multe cunoștințe în această limbă. Activitățile sunt vizibile la modul la care ei citesc, pronunță, asimilează, fără să fie o activitate, să spunem, care să-i streseze. Este o activitate plăcută, așa cum e bine, pași mici, dar bine fundamentați. Cunoașterea unei limbi străine înseamnă, în primul rând, posibilități mai mari de comunicare și acces la culturi noi, iar engleza este cea mai predată limbă străină în Uniunea Europeană, urmată de franceză, spaniolă, germană și rusă.